Imediat după scandalul de la poliția locală a sectorului 2, mașina antenei a fost vandalizată chiar sub nasul agenților. Daniel Călin ne spune ce s-a întâmplat exact. Bună seara, Daniel! Bună seara! Martor al acestui incident a fost chiar colegul nostru care în acel moment lucra la aparatura din spatele mașinii, aparatura de transmisie în direct. El ne-a povestit cum acest individ a venit de pe o străduță din apropierea sediului poliției locale a sectorului 2. Acesta a venit pregătit cu o găleată de vopsea albă pe care a aruncat-o în fugă pe mașina antenei 3. Din păcate, geamul era puțin întredeschis și aceasta a intrat și în mașină. Interiorul este distrus, puteți vedea, bordul este plin de vopsea, tapiseria, podul mașinii, totul este plin de vopsea albă. Individul a fugit după ce a aruncat cu vopsea. Am reușit însă să aflăm că era îmbrăcat în negru, cu blugi și geacă neagră, avea în jur de 20 de ani. Au venit la fața locului și polițiștii care au făcut cercetări, au trimis chiar și divizia canină, însă până în acest moment nu a fost identificat și urmează să facă cercetări în continuare. Daniel, îți mulțumim!